Presubliniere dintele PNL prevede un viitor sumbru pentru Dragnea, subliniere Itericianu, doi viitorii refugiați politic. Ludovic Orban, presubliniere dintele PNL, le prevede un viitor sumbru liderilor coaliției PSD-ALDE. Doi viitorii refugiați politic, scrie Orban pe Facebook, într-o opinie referitoare la demersurile puterii politice în domeniul justiției. Cât de naiv s-a fi să crezi în povestile lui Dragnea și Itericianu, cum se bat ei pentru drepturile și libertatile individuale ale oamenilor prin demersurile lor în justiție? Amândoi nu erau bogati când au intrat în politica și acum sunt bogati. Amândoi au profitat din plin de pozițiile publice pe care le-au deținut. Amândoi sunt trimisi în judecata de DNA. Amândoi se simt cu musca pe caciula. Amândoi sunt înconjurati de politicieni cu probleme similare. Ca atare, tot ce fac ei în domeniul justiției nu are ca scop să apere niciun drept al niciunui cetățean obișnuit. Singurele lor obiective sunt să dezincrimineze faptele pe care le-au comis și să readucă procurorii și judecătorii la ordinul lor politic, pentru a nu mai fi în situația de a da socoteala pentru ceea ce au făcut. Alții mari luptatori pentru dreptate au fost atat de viteji încât astăzi se găsesc în destinații exotice. Elena în Costa Rica, Sebi în Serbia, Mazare în Madagascar. Oare ce destinație va fi trecută pe biletele de avion pe care si le vor cumpăra într-un viitor nu foarte îndepărtat ca Lindsay Liviu? Ca mai sunt tari cu care nu avem tratat de extradare, scrie presubliniere dintele PNL pe Facebook.